Începând din această dimineață, o să cunoaștem din candidații la primăria Deva. Așa cum știți, noi nu o să intrăm în perioada de campanie electorală cu părțile de candidaturi și părțile politice, așa că înainte... Mai bine să știm acum. Da, să știm acum. Alături de noi, un independent, Velu Călușeru. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Bună dimineața, Velu, și bine venit! Nu putem spune unde, putem spune independentul, că am înțeles că aseară s-a mai înscris unul, dar Velu deja e aproape și gata și cu semnăturile. Da. Da. Velu, ce te-a determinat în primul rând, după să ne spui ce pași ai parcurs și ce ai făcut? Cum te-ai gândit? Cum am gândit să candidez? Exact. Păi m-am întors în țară de 7 ani de zile și eu mi-am continuat așa rutina zilnică a activităților mele. M-am început să mă implic efectiv din plăcere în activități civice, în activități educaționale, sportive și am început să întâmpin tot felul de greutăți care au început, bineînțeles, să se acutizeze cu timpul. Mi-am dat seama că lucrurile nu merg. Ce fac? În comunicarea cu oamenii pe care o am în permanență la sala de sport, unde și antrenez, am descoperit că lucrurile nu merg într-o direcție ok. Și tot am așteptat, dar așteptarea asta realizez la un moment dat că ea durează de vreo 30 de ani. Azi mâine și nu se mai termină. Și atunci am zis, băi, trebuie să găsesc o variantă. Adică sau mă implic sau... Stau deoparte. Stau deoparte total și atunci nu mai comentez. Și totul s-a acutizat în ultimii 2 ani, când m-am lovit de instituția primăriei, așa, aproape permanent, și mi-am dat seama că, de fapt, este o mare problemă acolo și... Care este marea problemă acolo? Păi marea problemă, în primul rând, este nonșalanța cu care sunt tratați oamenii și... bătaia asta de joc, adică ei știu că oricum nu li se întâmplă nimic și nu se va schimba nimic și atunci nu îi interesează să facă lucrurile să meargă. Și aici te referi la toate nivelele, nu? Sau... Da, da, păi în mare parte. Eu de ce m-am lovit și ce-a pus, să zicem așa, capac a fost plimbarea timp de 2 ani de zile cu un teren pe care l-am avut și l-am cumpărat în anul 2000 și am dorit să-l valorific pentru a putea să-mi termin construcția pe care am început-o, da? Casa mea. Ei, a început o tevatură din asta și o plimbătură din asta în primărie, fantastică. Dar erau ceva interese acolo cu terenul tău sau de unde? Nu știu dacă erau, nu știu dacă sunt interese, dacă sau efectiv este lipsa de interes față de cetățean și din câte am înțeles eu, discutând cu specialiștii care, așa, topograf și așa mai departe, doar la noi la Deva se întâmplă. Da? Deci în raport cu celelalte orașe, ți se cer mult prea multe acte care în fond și la urma urmei, ele devin nule de drept odată ce ai ajuns la finalizare. Un exemplu, da? Ți se cere un plan de urbanism, da? Care după s-a ajuns, deci am ajuns să mi se ceară inclusiv proiectul 3D a caselor care le vor face viitorii proprietari. Ceea ce e aberant, oarecum. Este, nu? Deci ajungi la niște și descoperind în timp, tot acest timp, am descoperit de fapt că există lucruri pe hârtie care ele în realitate nu există. Da? Există străzi asfaltate pe hârtie, în realitate nu există. Da. Da, problema și asta... Și așa mai departe. Da, asta știm. Și atunci, în momentul când îți dai seama că, băi, stai puțin... Deci tot se accentuează, da, lucrurile. Acum, cum și tu știi, bine știi, am devenit părinte și eu, da? De 3 luni de zile. Ei, stau și mă gândesc. Eu tot am auzit discutându-se despre, cum îi spune, despre spitalul de pediatrie din Deva. Am și contribuit la strângerea de fonduri
Am cotizat, da, am cotizat. Am, da, da, am așa, la strângerea de fonduri pe care le-au făcut, strângerea de fonduri pe care le-au făcut niște ONG-uri, organizații, mă rog, și așa, tot nu am văzut nimic. Acum nu știu dacă problema a venit din partea acelor ONG-uri sau... Apropo de, de spital, aici e o discuție pe care noi am început-o încă de săptămâna trecută. Nu știu cât ține de primărie spitalul, chiar nu știu, dar eu cred că e o mare problemă cu spitalele din Deva, nu doar cu cel de pediatrie. Săptămâna trecută am fost la un spital privat, că așa se întâmplă în România, dacă vrei să te simți om. Păi presimți bine. Dar nu că te-ai simțit bine, te-ai simțit om. Da. Okay? Și îți dai seama că totuși se poate, dar de ce nu se poate și într-un stat român în care totuși în sistemul de sănătate intră mulți bani? Foarte mulți bani. Velu, să revenim la candidatura ta. Da. Păi haideți să terminăm chestia asta. Bun. Și știm cu toții că s-au făcut o groază de campanii în jurul acestui spital de pediatrie, da, dar nu s-a făcut nimic. Acum s-a schimbat doar acoperișul. Bun, am înțeles, era o necesitate. Dar în interior, ieri, de exemplu, stând în fața spitalului, am discutat cu părinți care mi-au spus, mi-am adus aici copilul cu o răceală și l-am dus și acasă cu trei... Cu 10. Cu trei virus, da, în plus. Trei probleme. Și atunci stai și te gândești, bă, ok, mai facem un sens giratoriu, da? Dar când ne apucăm de problemele reale pe care le avem? Da, sunt și sensuri de gen, adică și fluidizarea traficului este o chestiune importantă, dar părerea mea este că în momentul de față nu se mai cunosc, adică nu se urmează o cale normală a priorităților. Da? Dimineața când mă trezesc, primul lucru este să mă duc să mă spăl pe față, da? Să-mi fac toaleta de dimineață și să mănânc micul dejun. Dacă eu încep cu altceva, da? Înseamnă că am sărit o etapă. După care mă îmbrac, mă duc la serviciu și așa mai departe. Dacă tot sărim așa etapele, eu îți spun foarte simplu, ocupându-mă de sport, foarte multă lume vine și îmi spune de ce, ce să fac să m-am îngrășat, nu? Sunt, ce să fac? Păi exact să elimini toate greșelile pe care le faci zi de zi. Primul lucru. Și să pleci de la un punct zero. Ei, în momentul de față, eu consider că dar ca primar nu prea ai ce să faci la spitalul din Deva, pentru că ele se află în subordinea Consiliului Județean Hunedoara. Am înțeles. Dar și atunci ce vom face? Bun. Ce vom face atunci? Atunci trebuie vorbi cu cei de la Consiliul Județean Hunedoara, ca primar. Care ar fi primele trei lucruri în afară de partea aceasta cu atitudinea care vrea să le faci dacă ai devenit primar? Am înțeles. Foarte bine. Deci, primarul ce este? Este o reprezentant al comunității, nu? Da. Deci, un reprezentant al comunității care până în momentul de față probabil nu a ascultat comunitatea dacă nu care s-a discutat. Nu poate face nimic fără o echipă de consilieri, care dacă n-are chef să voteze un proiect pentru comunitate, ci votează în funcție de interesele lui politice, degeaba are primarul intenții bune și dar să ne înțelegem, dar să ne înțelegem, consilierii au obținut, așa cum și un primar obține, votul cetățenilor. Acești consilieri nu pot să facă doar jocuri politice. Ei trebuie să meargă și să asculte vocea cetățeanului. Ei, în cazul în care... Pot, da, ai dreptate. Așa ar trebui, Velu, ai dreptate. Nu, așa ar trebui să fie normal. Ar trebui, așa, deci, trebuie. Bun, și atunci, haideți să vă întreb ceva. Ajungem, ne ducem înapoi, da? Dacă nu vom ajunge, probabil, la apogeul Imperiului Roman, unde da, erau linșați pe stradă. Păi, adică dacă tu nu-mi reprezinți interesul 4 ani, 6 ani, 8 ani, nu știu, 12 ani, da? Și acum mergi în continuare. Unde vom ajunge? Adică nu poți să vii și să spui, domnule, oricum dacă ajungi primar independent nu poți să faci nimic pentru că noi suntem în niște structuri și nu vrem să facem. Păi da, dar voi sunteți în acele structuri datorită faptului că ați primit votul oamenilor. Dacă ați primit votul oamenilor, vi s-a arondat o anumită parte din acest oraș unde să reprezentați cetățenii. Dacă nu reprezentați cetățenii, există o problemă. Și atunci... Și ce le poți face?
A, bravo, foarte bine. Toată lumea a ajuns în primărie la aceeași idee. Ce da, poți să-mi faci? Bravo, da, bravo. Nu poți să-mi faci nimic. Nu poți să-mi faci nimic, sunt funcționar public, da. Nu poți să-mi faci nimic, sunt consilier, n-ai ce să-mi faci, eu stau aici, îmi iau banul, fraierii plătesc impozite, două treimi din bugetul local merge la noi în buzunare și oricum noi nu facem ce vreți voi, facem sensuri giratorii. Atunci. Și Velu ce le faci atunci? Asta era bună întrebare, Anei. Nu tu personal. Este, ce este făcut? Da, este, ce se poate, exact. Eu ce pot să fac? Eu pot să lucrez cu cetățenii într-o colaborare strânsă, pentru că dacă ei îmi vor da voturi, eu am suficientă energie să fac ceea ce candidații, de obicei candidații politici, fac doar în campania electorală. Să mă duc și să le spun problemele pe care eu le întâmpin în Consiliul Local oamenilor de rând. Și atunci, prin această comunicare, să vedem. Probabil că oamenii se vor trezi și vor participa la ședințele de Consiliul Local într-un număr destul de mare încât consilierii locali să-și dea seama ele că... sunt publice. Ar trebui, ele sunt publice, ele dar sunt nimeni publice. Acolo. Sunt de acord, dar nu... Așa. Deci nu este nimeni. Nu, nu este, nu așa. Este. Nu e adevărat, probabil... au fost organizate și anumite dezbateri la care n-a venit nimeni. Da, știu. Și știa lumea. Păi și da. Oamenii nu vin ei că nu vor ei să se implice. Păi da, dar poate că reușim să facem. Este singura publică care ne-a mai rămas. Nu este implicare deloc. Ei se implică când le zboară lor acoperișul de pe bloc. Da, nu ai dreptate. Deci nu este. Și sunt proiecte foarte importante pentru Deva la care nu niciun cetățean acolo. Da, sunt de acord. Deci eu voi încerca, dacă voi reuși, voi încerca să comunic foarte strâns cu cetățenii și să îi conving, dacă nu voi găsi susținere în Consiliul Local, să îi conving pe cetățeni că trebuie să vină personal și să ducă acest mandat la capăt prin presiune. Da. Vreau să te întreb, în ultimele zile am văzut foarte multe live-uri la tine făcute peste tot prin oraș, pe unde ai fost să strângi semnături. Care sunt? Am văzut că ai discutat cu oamenii. Care dar sunt? Să nu uităm nici de cele trei proiecte care ar face. Bun. Care, următoarea asta. Care sunt problemele care ți-au fost, nu știu, prezentate cel mai des? Că ai vorbit cu foarte multă lume în ultimele zile. Da. Păi o iau de ieri, da? Să începem de ieri în urmă. Ieri la spital de pediatrie ți-am spus ce am întâlnit. Oamenii au venit tot și s-au plâns, domnule, nu. Situația este spitalului frică, în sine, da. Este critică. Nu, majoritatea care și-au internat au spus, am plecat pe semnătură, deci n-am mai rămas. Apropo de spital, o foarte scurtă paranteză, că aici am o problemă fixă de mulți ani. Nu se poate găsi un teren, că sunt 10.000 de terenuri, în care se zică comunitatea, nu știu, locală, județeană. Bă, frate, ăsta e terenul gol. Noi îl construim de la zero. Un spital care nu costă. Un spital nou-nouț. Asta a fost timp. Și eu ce? Eu sunt primar 4 ani. Băi, eu nu vă fac sensul, nu vă salut, că nu vă știu fac, să fac. Dar eu vă fac un spital. Și peste 4 ani puteți să nu mai manageți. Este foarte, dar eu vă fac un spital. Foarte, foarte bun. Foarte bună ideea. Toată lumea vrea să facă lucruri noi. Este total de acord. Sunt total de acord. Însă problema în momentul de față este că toate aceste lucruri pe care vrem să le construim noi necesită un buget. În contextul în care... Da, bugetul ăsta se bagă în borduri și tot felul de alte chestii. Sunt de acord. Deci trebuie să vedem exact care este bugetul, care sunt costurile, ce se poate face. Nu ne putem arunca să lansăm... Deci eu cel corect, puțin bine. Nu mă pot lansa în afirmații. Domnule, dacă eu ajung primar, o să vă corect. Fac spitale noi, o să vă... Nu, prima dată trebuie să ne facem o... În momentul de față este tot un haos. Da, și da, da. Trebuie să facem o firmă privată din Sibiu, privată, a construit un spital de la zero cu cea mai tare echipă de medici cardiologi cu tot, de la zero, privați. Păi are un privat și mai repede. Mult și repede, da, are un privat mai mult decât statul. Bun, am înțeles, dar clinicile private sunt niște afaceri în funcție la urma urmei. Deci sunt niște investiții care ele sunt calculate din timp și corect. Ele se vor amortiza și vor aduce. Da, dar și noi plătim cu la... Și tu plătești contribuții de sănătate. Total de acord. Dar asta am spus-o din punctul de vedere al unui investitor privat. Deci un investitor privat când face o investiție, el își calculează foarte bine... Da, dar și primăria trebuie să gândească ca un investitor. Sau consiliu sau oricare. Așa ar trebui. Dar da. În momentul în care tu nu mai știi ce face stânga, ce face dreapta... Te duci acolo, este haos în toate birourile. E logic că este foarte greu
să demarezi un proiect mare. Velu, ce se întâmplă? Da. Ne putem trezi cu încă o construcție, așa cum sunt cele pe care le-am prezentat, da? Instituția administrativă, liceul de muzică, cum îi spune, blocul de garsoniere pentru cadrele poliției și putem continua. Da. Toate stau în paragină. În paragină. 5 noiembrie, ești primar. Ce trei lucruri care le faci, care te-a întrebat Ana? Primele trei lucruri sau trei lucruri care, la care tu, dacă eu ești primar, astea trei le fac. Nu zicem 5, 3. Da, bun. Acum o să-ți spun primul. Te rog. Da. Întotdeauna știm că atunci când ajungi să fii, să ajungi la doctor, da? Cu un corp bolnav, primul lucru care ți se recomandă este să faci analize. Analizele și regimul, da? Să faci un regim. La biserică ți se recomandă postul. Înțelegi? La primărie? La primărie vom recomanda tot un post, dar financiar. Până când vom pune toate lucrurile la punct, da? Și vom vedea unde stăm. Probabil că în această perioadă de post, foarte mulți paraziți vor sucomba. Înțelegi? Și vom avea un punct zero de unde să plecăm anul viitor, după o anumită perioadă de post. Și după aceea este demonstrarea competențelor pe posturi. Să vedem dacă toți cei adică care sunt... Adică omul potrivit la locul potrivit. Exact. Să vedem dacă toți cei care sunt acolo... Bun, hai să întreb. Deci asta ar fi prima, a doua. Nu, foarte a interesant. Au fost două. Nu, au fost două. Postul două, și eu am omul potrivit la locul potrivit. Și a treia este stabilirea obiectivelor de interes comunitar și primordial pentru a porni lucrurile. Să meargă în direcția bună. În direcția bună. Da. Velu, să te întreb acum referitor la campanie, că oricum... O să fie campanie, noi nu o să mai putem să te chemăm pentru că nu o facem. Totuși, hai să te întreb, ce șanse îți dai tu? Sau, nu știu, având în vedere și care este competiția acum, și partidele, și ai văzut cum e în România, cum se votează, cine mai merge la vot, care crezi tu că sunt șansele tale? Și pentru că tu vorbești, ok, sunt cei care te cunosc și care... Știu că ești în stare să faci, dar restul, înțeles, sunt foarte mulți. Punct de vedere, din punct de vedere al partidelor politice, ele consideră că eu nu am nicio șansă. Am înțeles. Pentru că ei au bazinul lor, au o structură foarte puternică, se bazează pe experiența... Din trecut? Din trecut, așa, nu, a alegerilor, mă rog, strategii și așa mai departe. Singura mea șansă este societatea civilă. Sunt oamenii, efectiv, care în momentul când vor decide, când vor cunoaște toți candidații, pentru că deocamdată toată lumea candidează, dar încă nu s-au depus candidaturile. Încă nu, corect. Dar după ce se validează candidaturile, atunci se va cunoaște, domnule, cu tare și da, candidează. Ei, în momentul acela, cred că societatea civilă, dacă își dorește cu adevărat, comunitatea de veani, dacă își dorește cu adevărat o schimbare sau o direcție, în momentul acela va analiza. Și eu cred că factorul de analiză al devenilor nu este unul chiar de cântărit doar în sondajele de opinie. Apropo de asta, să știi că am văzut, îți urmăresc și pagina ta de Facebook, am văzut că ai foarte mulți prieteni care te încurajează, foarte mult cunoscuți, mulți din afară. Din păcate, și zic din păcate cu ghilimele de rigoare, s-a demonstrat asta și în ultima vreme, cei care stau pe Facebook nu prea merg la vot sau cei care merg la vot n-au Facebook sau cum s-o denumesc, da, știi? Este foarte adevărat. Facebook-ul nu este, pentru mine Facebook-ul nu este o măsurătoare, da. Pentru mine Facebook este singura posibilitate de a ajunge în apropierea sau în proximitatea câtor mai mult cetățeni. Da, pentru că tu nu ai structura de comunicare. Exact, eu nu am comunicare. N-am o structură de comunicare. Nu am o televiziune, nu am bani, nu am ca să pot investi într-o campanie. Și nu ăsta este scopul. Ideea mea este să reușesc să comunic cu cât mai mulți cetățeni. În cel mai scurtul timp care ți-a mai rămas. Exact, și cu mijloacele pe care le am la dispoziție.
Am înțeles. De obicei ai văzut că se votează sau lumea votează roșu, galben, pe culori. De data asta crezi că e timpul ca lumea să voteze, nu neapărat să zic un om, dar să voteze un proiect, un cineva care vine și ne spune, cum a zis Cipri, bă, eu vă fac un spital, că vreo 5 milioane de euro tot mai găsesc, că se bagă în borduri. Sau nu știu, eu dacă vin la primărie, cum ai zis tu, domnule, eu încep cu postul, văd ce bani sunt aici și de bani vă fac chestia asta sau lucrul ăsta. Adică nu vom face să fie bine, că asta e așa o chestie generală, va curge lapte și miere, punem băncuțe, mai dăm cu, mai zugrăvim o... Facem să fie bine. Da, 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 o să fie bine. Și, să fie bine. Deci există, te bazezi pe un, nu știu, un proiect de 3 puncte sau 5 puncte cu care o să mergi în campanie sau vrei să faci o altfel de campanie? Nu, sau? Nu vreau să fac niciun altfel de campanie, eu o să fiu foarte natural. Exact așa cum mă cunoașteți, eu nu o să caut să motivez cetățenii Devei prin tot felul de promisiuni. Nu, eu o să fiu natural și dacă omul consideră că trebuie să se facă o schimbare, se va face o schimbare. Pentru că eu nu pot să ajung, exact ce am discutat mai înainte și cu Ana Maria, nu pot să ajungi într-o primărie independent și pe urmă să aștepte oamenii, să aștepte și să zică no, vezi că nu poate să facă nimic. Nu, dragilor, se pot face, există pârghii, există metode, dar trebuie să ne trezim, trebuie să fim activi. Exact cum oamenii, prin intermediul Facebook-ului, au venit spre mine și eu nu m-am dus să bat nici din ușă în ușă pentru acele semnături și nu am abordat pe nimeni pe stradă. Am stat efectiv, iar cei care au fost receptivi au venit spre mine și... 200 de semnături mai ai nevoie? Da, 205 semnături. Nu cred că e o problemă. Pentru că dacă în timpul ăsta scurt ai strâns atâtea, da, cred că cele 200. 3 zile noi. Da. O ultimă întrebare, suntem la final. Aș vrea să te întreb, cu ce crezi că poți fi atacat? De obicei, campaniile nu sunt cele mai curate. Te-aș întreba, cu ce... care nu neapărat care ar fi punctul tău slab, dar cu ce crezi că pot veni contra candidații tăi? Sau crezi că, virgulă, contra candidații tăi nu o să te faci în seamă? Da. Păi asta se întâmplă în momentul de față. Deci contra candidații mei nu mă bag în seamă. Foarte bine. Le urez succes. Mai bine așa, a? Da, le urez succes pe drumul lor. Oricum nu avem puncte comune. Eu n-am ce să promit. Ei n-au ce să... Deci ei nu pot face campania pe care eu o fac. Sau pot să o facă, dar să nu uităm. În cazul în care preiau, deci în cazul în care vor prelua ideile mele, foarte bine, noi o să-i urmărim. Eu o să-i urmăresc efectiv dacă într-adevăr vor face curățenie. Am întrebat pe domnul Mare Răzvan, a fost la noi și mi-a spus că te cunoaște doar că ai fost în legiunea străină, la care noi am spus că ați fost vecin. Da, că ați fost vecin, că în legiunea străină nu poate să fie decât un punct în plus pentru tine, pentru că cei care cunosc este o unitate de elită. Depinde, uite, în momentul de față se duce o luptă de dezinformare și despre legiunea străină. Așa. Cu tot felul de chestii, mercenariat, nu știu. Ah, că deci, mercenar, da. Da, mercenar. Să ne înțelegem, eu am dat un interviu și la o altă televiziune de unui post național și a fost o emisiune care a durat o oră și ceva, în care am explicat contextul actual al militarilor din Legiunea franceză. Noi facem, adică Legiunea franceză face parte din, este parte integrantă a armatei franceze. Franța este țară europeană și membră NATO. România este țară, membră NATO. Uniunea Europeană și membră NATO. Deci nu există niciun context al mercenariatului. Nu, dar ceea ce ai învățat acolo nu poate să-ți fie să aducă decât un plus. Păi, tocmai asta este. Deci, ceea ce am învățat eu acolo este organizarea factorului uman. Eu consider că în momentul de față, aici aducem o mare problemă. Problemă. Da. Da. Mulțumim, Velus, mulțumim și un succes. Știi că ne vedem după 5 noiembrie și o mai povesti, indiferent de rezultat, te mai așteptăm pe la noi și mult succes în continuare. Mulțumesc! Mulțumim tare mult! Mâine dimineață la 7, din nou live!